Ai făcut o introducere caldă, dar ai băgat una acrișoară. Da. Că să nu faci ce zice popa, știi? Da. E important și mă bucur că... Să începem cu asta. Frate, bine ar fi să faci și ce zice și ce face popa. Adică, eu sunt un familist, îmi iubesc nevasta, îmi iubesc copiii, am o viață socială, iubesc prietenii, merg cu bicicleta, fac sport, fac mișcare, mă rog la Dumnezeu, ascult și o muzică, încerc să gust din toate frumusețile vieții și fug de păcate și de patimi, cumva încerc să fiu și eu în societate cumva un model de familist, de om normal. Da. Și atunci aș vrea, îmi doresc din toată inima, ca această sintagmă, să nu faci ce zice popa, să nu faci ce face popa, să faci doar, ce zice, să se schimbe cu ajutorul lui Dumnezeu în timp, în să faci și ce face și ce zice popa. Păi asta, părinte, dați-mi voie să mă întorc înapoi, ține doar de biserică și de oamenii care o slujesc. Nu, că biserica e sfântă. Oamenii, bisericii mai greșesc, de noi ține. Corect. Dacă ar fi mai mulți ca dumneavoastră, atunci sintagma asta nici n-ar exista. Corect. E adevărat că poporul român are o inteligență aparte. Da. Și mai are un cuvânt fabulos care mie mi-a rămas în minte. Cumva când popa exagerează, știi că există pop și preoți. Da. Și uneori, cine e popa? Este ăla care, de fapt, tu nu contezi pentru el, el își face acolo treaba, tu îți faci treaba, zici că ai făcut treaba și e nașpa chestia, super nașpa. Adică să te duci să faci o chestie doar pentru că trebuie făcută. Preotul pune suflet, preotul pune inimă, preotul iubește oamenii și cât ar fi omul de păcătos, preotul îl iubește. De aceea eu când am văzut